Salutare, salutare și din nou salutare la un alt episod al canalului meu de YouTube cu fărul cu parfum. Astăzi vorbim despre ceva, să-i spunem, făcut așa în glumă, pentru că nu este vorba despre un parfum serios, ci despre o chestie amestecată de mine într-o noapte când mă cam chinuiau insomniile, să zic așa, și știam că pe undeva prin raftul meu cu sticle se află un flacon reîncărcabil care între timp s-a golit. Ce faci în astfel de situații când nu poți să dormi sub nicio formă, orice ai încerca să pui în aplicare și știi că pe acolo, pe undeva, există sticluța aia care pur și simplu stă degeaba. Păi, vă spun imediat ce puteți face în momentul în care insomniile vă chinuie și nu puteți să treceți, să dormiți sub nicio formă. Se ia una bucată flacon reîncărcabil, se spală bine de tot, iar apoi se iau 35 de bucăți de sticle cu parfum, din ceea ce știți că aveți voi, mai pline sau mai goale, și vă apucați și pulverizați 5, 10, 15, 20 de pufuri fix în acel recipient, și apoi le agitați bine, bine de tot în ideea, băi, hai să le amestec, să vedem ce poate să rezulte din chestia asta. Așa am făcut eu, iar rezultatul îl vedeți în sticla prezentă, pe care am numit-o așa în glumă My Blended Sense 35, pentru că am înghesuit vreo 35 de arome din uh, marea de sticluțe existentă pe rafturile mele din cameră și după aceea le-am agitat, le-am amestecat în ideea, Băi, hai să vedem ce poate să iasă dintr-un astfel de experiment ce am pus în el, m-am gândit inițial, mă, să spun, să nu spun, până la urmă, dacă sunteți curioși, să încercați și voi astfel de experimente insomniastice. Rețeta ar fi următoarea. Am luat așa. Prima sticluță VIP de la Oriflame, 8 pufuri. Solar, tot de la Oriflame, 10 pufuri la număr. Velvet Amber de la Avon, cred că vreo 6 pufuri. Happy Dissiac, vreo 10 pufuri. Enigma Dare to Dream, alte 10 pufuri. Love Pulse, alte 10 pufuri. Rose of Dreams, băi, aici cred că am pus vreo 12 pufuri. Din Pretty Swan, o chestie care nu prea am dat eu șanse mai deloc. E, aproape neumblată sticlă, tot așa vreo 12 pufuri am mai luat și un Delicacy tot așa să fi fost vreo 10 pufuri Wonderflower, cred că vreo 6 am mai pus și un Tezori Persian Dream acolo să fie tot așa alte 10 pufuri am mai venit la rând și Parisian Chic sau Parisian Chic, mă rog o chestie de genul ăsta tot 10 pufuri, am mai pus și un puls, vreo 8 pufuri, My Destiny a numărat și el în amestec, vreo 15 pufuri. Mult prea iubitul Sparkly Citrus, băi, am pus și din el vreo 12 pufuri, din Secret Fantasy cred că vreo 11, din Elvi Firely tot așa, cred că vreo 10 Uh, ce am scris mă aici din Blue Wonders vreo 8 că mi s-a părut mie puțin mai înțepător, Unique Rose fiind tot așa ceva mai puternic să fi fost cred că 12 pufuri, Grenadine Adopt la fel o aromă puternică 8 pufuri, Amethyst Ember uh, Elixir Night deci nu am sacrificat Ember Elixirul clasic, am pus din Ember Elixir Night tot vreo zece pufuri, volar, volare, voler, știți, chestia aia sub formă de trandafir, să fi fost tot vreo zece pufuri, voler, magnolia, la fel, ceva cu liliac, sunt lilac sau white, lilac, acela tot de la Oriflame din seria cu sticluțele dreptunghiulare să fie tot vreo 10 pufuri Blossom uh, Delicate bă, bă frate am un scris de doctor de nu se poate, ceva cu Blossom oricum alte 10 pufuri Din Avon Love, să mai fi fost acolo tot vreo 10 Riviera Goddess Na, asta nu-i cine știe ce, dar totuși pe alocuri așa pare interesant dacă pui puțin. Vreo șase pufuri, ultra sexy de la Avon, bă, la asta nu m-am zgârcit. 12 pufuri generoase și frumoase de nu se poate, si magnific, s să fi fost vreo 11, only imagine, iar vreo 13, am trecut deja la un număr mai mare din Dancing Lady Night, sau Hypnotic night, ce sticla închisă la culoare. Tot vreo 15 pufuri uh, din Life Color, acela de la Kenzo Takada. Băi, frate, am stricat parfumul de designer ca să-l amestec în așa ceva. Nu se poate. Băi, chiar dacă e făcut pentru ei, totuși, e un parfum de designer. Am pus alte 12 pufuri, am mai pus și din Mesmerize Amber vreo 16 din alfa, acela roșu, băi, alfa. Cum să strici, mai o chestie cu denumirea asta numită alfa? Să o bagi într-un amestec? Bă, uite că așa am vrut eu și am pus, cred că, vreo 10 pufuri. Iar la final am încoronat așa frumușel cu rare platinum, cred că vreo 12 pufuri dacă mai mi-aduc bine aminte, pentru că stăteam și le număram acolo și pulverizam, mă, și sticla se tot umplea și se tot umplea și la un moment dat zic, mă, dacă nu mai pot să o țin un pic întoarsă și mi se varsă toată chestia asta pe care am făcut-o, zic, am încercat degeaba. Nu e problemă. Încercăm din nou. Încercăm tot degeaba sau cu folos, dar încercăm. Știți cum e, când ai insomnie, faci tot posibilul să scapi de ea și mai ales dacă știi că ai o astfel de sticluță care merită să primească o nouă întrebuințare, de ce să nu faci astfel de experimente insomniastice, parfumistice, parfumisiace și toate cele. Cam așa a decurs operațiunea asta cu amestecul din Sticluțele existente pe raftul meu, o mică parte dintre ele, doar 35 am folosit. Data viitoare, probabil, la un alt episod de insomnie, cred că voi trece la un număr mai mare de pufuri. Cu siguranță nu le voi mai folosi tot pe acestea. Voi încerca să pun cu totul și cu totul altă formulă. Așa, să mă joc să văd ce mai poate să iasă și a doua oară stimabilul prezent de față, ce să vă spun despre el, nu-i nici muma pădurii, dar nu e nici vreo copertă de revistă. Cel puțin perna, pijamaua, zice, nu mulțam, Doamne ajută să, să, ne fie de bine. Ne place cum mirosim. Nu-l folosim la toaletă pentru că, totuși, nu e chiar atât de respingător încât să fii nevoit să te duci să aromatizezi WC-ul cu el. Dacă e purtabil pe piele sau pe haine, mă, nu zic nici da, nici nu. Am constatat, în schimb, după ce l-am lăsat că are ceva săptămâni de când a fost amestecat, mă, parcă s-au mai așezat așa un pic aromele între ele. Sanchi, în capul meu e chestia asta, probabil. Compusul rămâne același, indiferent că trece o zi, o lună, un an, el cu siguranță tot în forma asta se va prezenta și de acum înainte. Dar așa de joacă, băi, hai să încerc, hai să văd dacă în sfârșit episodul meu insomniac va lua sfârșit într-un mod plăcut. Cam asta ar fi povestea sticluței de față. Repet, nu e nici imposibil de purtat, dar nu e nici vreun wow. Experimentul unui om curios, un simplu consumator de o mulțime de palete olfactive, care a vrut să încerce să vadă cum e să faci un parfum. Cam atât în episodul de astăzi. V-am spus, este ceva făcut așa, chiar fulger. Am vrut să-l prezint și vouă pe acest mai Blended sens 35. L-am numit 35 nu din motiv că am împlinit eu 35 de ani, ci pur și simplu atâtea arome mi-a venit mie în cap să amestec. N-am făcut neapărat legătură cu anișorii mei. Ne vedem data viitoare cu episoadele alea mai serioase. Glumele le lăsăm așa. Când și când, pată de culoare. Vă salut, vă pup, vă îmbrățișez și vă aștept în continuare pe canalul meu să vizionați noi episoade. Vă aștept cu comentarii și cu păreri. În cazul în care ați făcut și voi astfel de experimente, puteți să-mi povestiți acolo jos, frumos, experiențele și părerile voastre despre astfel de amestecuri. Noapte bună! Pa, pa!